Se vorbește adesea despre Timișoara ca fiind un oraș al inovațiilor. Au existat de-a lungul timpului o mulțime de premiere, mai ales în domeniul tehnic. Primul tramvai tras de cai de pe teritoriul României este una dintre cele mai cunoscute premiere ale Timișoarei, prima linie fiind construită aici în urmă cu 150 de ani. Mai puțin însă se știe că celebrul expreso, simbol al culturii moderne italiene, a fost inventat de un timișorean. Francesco Illy, inventatorul expresorului modern, s-a născut în Banat în anul 1892. Viața, de fapt, biografia inventatorului cafelei Illy a început în Iosefin, pe piața, fosta piață Scudie, la numărul 6, unde a venit pe lume ca fiul templarului Ianoș Illy și a Aloisei Resler. A fost botezat în Biserica Romano-Catolică din Iosefin și, de fapt, o bună parte din copilărie, din adolescență, le-a petrecut în acest cartier. După aia, familia s-a mutat în cartierul învecinat, în Elisabetin, pe fosta stradă Tirol, astăzi e Porumbescu, unde tatăl, templarul Ianoș Illy, a avut un atelier care există și în zilele noastre, cel puțin ca și atelier, dar format cu siguranță că s-a schimbat. Și școlile elementare le-a făcut în școala din Iosefin, după aia s-a înscris la liceul piarist, acolo a stat foarte puțin timp, că s-a transferat, s-a mutat cu școala la școala comercială și acolo a terminat, obținând o diplomă de contabil și, de fapt, cu această diplomă, nu peste mult timp, și-a încercat norocul la Viena, în capitala Imperiului Austro-Ungar, și a revenit doar la Timișoara cu puțin timp înainte de izbucnirea primului război mondial. A fost înrolat, a luptat în bătăliile, mai ales de pe frontul de sud, în Slovenia, Italia, mai ales în luptele de pe valea râului Isonzo. Și după terminarea războiului a fost și rănit, a fost scos la vatră, deci n-a apucat sfârșitul războiului în uniformă, ci în 18 a plecat, s-a dus la sora sa în Trieste, care era măritată acolo, și de acolo nu s-a mai întors și, de fapt, partea a doua a vieții și partea, să spunem, activă a vieții l-a petrecut la Trieste, unde a stat până la moarte, până în 1956. După primul război mondial, atât orașul său natal, Timișoara, cât și cel adoptiv, Trieste, și-au schimbat statutul de apartenență. Înainte de război, amândouă făceau parte din Imperiul Austro-Ungar. Mai apoi Timișoara a trecut sub administrație românească, iar Trieste a devenit italian. Francesco și Vitoria au avut doi copii, Ernesto și Heda. Primul avea să continue afacerea familiei. Illy se numără printre aceștia cu care Timișoara se poate lăuda, se poate mândri, fiindcă, desigur că el, născându-se aici, formându-se aici în Timișoara, era legat de oraș, măcar din partea sau din perioada petrecută din Trieste, nu, cel puțin până acum, nu s-au găsit documente, date, referiri, că el ar fi ținut o legătură strânsă cu familia rămas aici sau cu Timișoara ca atare. El acolo în Trieste a avut această, să spunem, șansă că de tânăr s-a angajat la diferite firme care se ocupau de comercializarea cafelei, de desfacerea cafelei și prima lui invenție a fost de fapt ambalarea, împachetarea cafelei măcinate sub vid, deci cu care își păstrea calitățile, oamenii puteau să cumpere, să ducă acasă cafeaua măcinată, deci nu trebuia să asta era la modă încă și la noi acum câțiva ani, încă să măcina la fața locului, în fața cumpărătorului cafeaua și așa e ducă acasă. El, prin acest procedeu, că împachetau cafeaua măcinată în vid, a reușit să pornească o afacere. Până atunci a lucrat la diferite firme de desfacerea cafelei, de comercializarea cafelei și atunci a reușit să pornească o afacere. Știu timișorenii destule despre acest timișorean care, cum să zic, a avut invenția asta a aparatului expresor. După impresia și părerea mea nu știu prea mult. Mai nou, lumea care citește, care se mai interesează, da, dar timișorenii de rând, să spunem așa, nu cred că știu, chiar dacă nimeresc să bea câte o cafea. A fost un om foarte inventiv, fiindcă, spun, după această ambalare a cafelei măcinate în vid, și-a făcut propria afacere și atunci, în 34-35, a inventat un aparat de a face cafea expreso sub presiune, cu arbori la presiune mare, care a fost strămoșul, să spunem așa, aparatelor expreso care se folosesc și în zilele noastre. Deci ideea este aceeași, mă rog, tehnica, între schimb, de utilități s-au mai modificat, s-au mai schimbat, dar el a pus bazele și, de fapt, cred că succesul aparatelor făcute pe acest procedeu i-au făcut faima, de fapt, l-au făcut cunoscut în lume. După cel de-al doilea război mondial, afacerea a fost încredințată fiului Ernesto. Moștenind pasiunea tatălui său pentru tot ce înseamnă expreso, chimistul alimentar Ernesto a lucrat într-un laborator de cercetare ce a devenit locul unde au fost descoperite peste 17 invenții și patente în domeniul cafelei. Selecta cafele de bună calitate, numai arabica, deci cafea arabica, și a făcut o combinație, un amestec între cafeaua provenită din Africa și cafealele provenite din America de Sud și chiar, cel puțin, copiii deja de multe ori s-au dus la fața locului, au văzut plantațiile și nu cumpărau cafeaua, să spunem, de pe piața mondială, internațională, ci cea de la producători direct. În ce măsură acești moștenitori ai lui Francesco Illy țin legătura cu Timișoara sau își revendică, să zicem, originea bănățeană, dacă nu... Păi eu cred că Timișoara i-a descoperit. Și după cum știm, acum câțiva ani, Consiliul Local Timișorean i-a oferit titlul de cetățean de onoare post-mortem lui Francesco Illy. Și cu siguranță că dacă s-ar realiza un fel de mini-muzeu sau dacă s-ar realiza acel proiect foarte vechi, chiar înainte de evenimentele din 89 de a avea Timișoara un muzeu al tehnicii, acolo și aparatele lui Illy și-ar găsi loc. Timișoara era deschisă totdeauna spre noutățile, invențiile tehnice moderne, pe de o parte, pe de altă parte, Timișoara, ca și multe orașe, de fapt, din Banat, din Transilvania, era un oraș al cafenelelor. Deci și în perioada interbelică se consuma cafea multă și, mă rog, cafeneaua ca atare era o instituție pe undeva, era mai mult decât un loc comercial, fiindcă se găseau ziare, cărți, oamenii discutau, deci nu mergeau doar să consume, ci și să socializeze, dar și atunci cu siguranță că stăteau la o cafea. Și eu nu exclud acest lucru, s-ar putea, dacă s-ar face niște investigații serioase, să se găsească într-un pod, într-o pivniță, într-o magazie și un aparat Illy autentic. Istoria transportului în comun timișorean se află într-un depou din Timișoara. Vagoanele de aici sunt cele mai vechi din țară, iar printre ele, un loc de cinste are primul tramvai tras de cai, care i-a plimbat pe timișoreni prin oraș. Calea ferată, acest miracol atât de controversat la apariția sa în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, s-a impus treptat în aproape toate țările dezvoltate ale lumii. Concomitent cu dezvoltarea căilor ferate, apare problema transportului public urban, care în acele timpuri era asigurat de omnibuze. Distanțele mari pe care acestea trebuiau să le parcurgă, capacitatea lor redusă de transport, au impus găsirea unor mijloace de transport în comun mai performante. S-a găsit soluția utilizării șinelor de tren și în acest fel apare tramvaiul tras de cai. Primele șine s-au construit în 1832 la New York. După extinderea lor și în alte orașe americane, liniile de tramvai au pătruns și pe continentul nostru. Prima dată la Paris, în 1854. 13 ani mai târziu, și la Timișoara se pun bazele unei societăți pe acțiuni pentru construirea unei linii de tramvai sub conducerea inginerului Eric Bader. Pe această linie a circulat primul tramvai tras de cai din Europa de Est. Așadar, 150 de ani de transport public la Timișoara, o premieră a orașului nostru, pentru că aici s-a introdus tramvaiul cu cai pentru prima dată pe teritoriul României. A fost acum 150 de ani, cum spuneam, în 1869. Da, pentru prima dată de pe actualul teritoriul al României, pentru că la vremea respectivă, în 1869, când s-a inaugurat prima cursă cu tramvaiul tras de cai, era altă administrație pe actualul teritoriu, dar până la urmă e o premieră și pentru țara noastră. Mai mult, chiar și după unire, societatea noastră a marcat mai multe premiere în ceea ce privește transportul public din România. S-a așteptat o perioadă până când s-a inaugurat prima cursă făcând legătura între cartierul Fabric și centrul orașului. Așa s-a și gândit la început, în ideea de a lega cartiere gen Iosefin, Fabric, Cetate de tot ce înseamnă zona centrală, Gara de Nord. Primele tramvaie, primele garnituri care au sosit la noi în 1869 erau fabricate în Viena. Și în funcție de anotimp, deci când era frig afară, pe timp de iarnă, acestea aveau 3 cai, erau trase de 3 cai, iar pe timp de vară sau când era mai cald afară, erau folosiți 2 cai. Vorbim aici de necesitate, pentru că aceste cartiere erau oarecum izolate de oraș, de centru, de cetate, să zic așa. Și în condițiile astea, oamenii care tranzitau orașul, care intrau și care ieșeau din oraș, aveau nevoie de o formă nouă de transport. Și atunci, administrația de la vremea respectivă, Carol Chiutel fiind primar, a venit cu această idee împreună cu mai mulți asociați care făceau parte, erau din oraș, au înființat o societate de transport, căi ferate și tramvai, iar în 1869, după toate diligențele, ne-am bucurat, sau s-au bucurat mai exact, timișorenii din cartierele marginașe ale orașului de acest mijloc de transport în comun. De la început, directorul întreprinderii a fost inginerul Eric Bader, care a fost chemat pentru lucrările de construcție de la Budapesta. Iluminatul în vagoane se făcea cu lămpi de gaz, iar parcul număra 15 perechi de cai și 5 vagoane. În 1898, anul de vârf al tramvaiului tras de cai, s-au înregistrat peste 850.000 de călători. Se schimbau cai, erau perechi de cai, chiar aici unde discutăm noi erau grajduri în care aveam mai multe perechi de cai care erau îngrijiți și nu se punea problema, din ce știm noi acum. Într-adevăr, era mult mai greu transportul cu tramvaiul tras de cai decât transportul electric. Dar la vremea respectivă era cea mai bună oportunitate. Distanța, de exemplu, din Pabric, de la ospătăria Regina Engleză, pentru că de acolo s-a plecat prima dată spre cetate, era de 4 km. În prezent, această distanță o resimțim altfel, fiind motorizați, într-adevăr, dar la vremea respectivă, cu tracțiune animală era un puțin mai dificil. Vagoanele trase de cai au circulat până în anul 1899, când s-au introdus tramvaiele electrice, schimbându-se și denumirea instituției în Societatea de Tramvaie Comunale Electrice Timișoara. Vagoanele electrice aveau un grad mai mare de confort, de asemenea, durata unui traseu s-a redus semnificativ. Da, o altă premieră, la fel vorbim de necesitatea și de impactul tramvaiului în orașul Timișoara și în societatea de la vremea respectivă. Și încet, încet, după primul război mondial, am ajuns la nivel de societate de transport public să construim chiar noi tramvaiele, celebrele sau celebrul gemene, cum le spunem, cu dublă comandă. Primul tramvai de acest tip fiind fabricat în 1927, acestea circulând până pe la sfârșitul anilor 80 în Timișoara, mai exact pe liniile 5 și 7, dar în special pe linia 5. Ce puteți spune despre Corneliu Micloș și când a venit director? Erau gemenele deja aici, pe șine? Până la Corneliu Micloș am mai avut un director, Bader, Eric Bader, care a păstorit societatea de transport aproximativ jumătate de secol, 49 de ani și câteva luni. În 1920, într-adevăr, a venit un nou director la societate, Corneliu Micloș, un tip erudit. Ulterior a devenit academician, a studiat la Berlin, în Ungaria, la Budapesta, după care în 1920 s-a angajat în primă instanță inginer în cadrul societății, iar în același an a fost numit de primarul Stan Vidrigin director plin. Și a stat în această funcție până în 1949, deci aproape 3 decenii. 3 decenii în care Corneliu Micloș a revoluționat, începând de la modernizarea parcului de mijloace de transport în comun și la dezvoltarea rețelei de transport în comun, asta însemnând autobuze, trolebuze, tramvaie. Și când spun trolebuze, în 1942, în plin război mondial, am inaugurat prima linie de troleibuz din România. Tot în 1869 și tot în Timișoara s-a inaugurat și transportul pe apă pentru cetățenii orașului Timișoara și comunelor limitrofe. Da, comunelor limitrofe. Și a funcționat până în 1969, după o pauză de 50 de ani, anul trecut, aproape 50 de ani, am inaugurat din nou transportul public pe apă, unic în România, și e un alt atu al nostru cu care putem ieși din nou în față și cu care ne putem lăuda. Este singurul oraș din România care are transport public pe Bega. După cum știți, 5 zile funcționează în regim de transport public și la final de săptămână, sâmbătă și duminica, sunt curse de promenadă. Până una alta știm că turistul poate să vină și să închirieze un tramvai turistic care să-l poarte în toate zonele istorice, inclusiv în Fabric și Iosefin. E vorba de tramvaiul turistic TramTour, poate fi închiriat de oricine, și de turiști, și de timișoreni, circulă și la sfârșit de săptămână, prețurile nu sunt foarte mari, sunt rezonabile. Și, într-adevăr, acest tramvai parcurge cam toate zonele istorice ale orașului Timișoara, el plecând din zona Piața Libertății și parcurgând mai multe zone. Mă refer aici la prefectură, Piața Traian, Bălcescu, zona centrală, Piața 700, deci chiar acoperă toate zonele, sau aproximativ toate zonele istorice ale orașului. Sunt și ghizi în Timișoara care însoțesc grupurile de turiști care doresc acest lucru, pot apela la serviciile lor. Se poate vedea istoria orașului din tramvai. Până la urmă, istoria orașului Timișoara are o relație strâns legată de tramvai din 1869 până în prezent. Am parcurs niște evenimente foarte importante pentru oraș, pentru țară și așa mai departe. Putem să ne oprim, de exemplu, la evenimentele din Revoluție. În seara de 16 decembrie, nu? Un tramvai, revoluționarii au blocat și au răsturnat tramvaiul în Piața Maria. Dau doar un exemplu. Și exemplele pot continua cu impactul tramvaiului în viața orașului Timișoara.